Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. În cadrul întâlnirii de astăzi ne propunem să continuăm rezolvarea unor probleme legate de funcții liniare. Din punctul acesta de vedere, am considerat o problemă utilă următoare. Fie f definit pe r cu valori în r, dată de relația f de x egal cu 2x plus 1. Problema ne cere să se cerceteze dacă punctele A mare de coordonate 1 și 3, respectiv B mare de coordonate 2 și 4, aparțin graficului funcției f. Aceasta pentru punctul A al problemei. Pentru punctul B, determinați punctele de intersecție cu axele de coordonate C reprezentați grafic funcția și de calculați f de 1 plus f de 2 plus f de 100. Rezolvare. Pentru primul punct al problemei, pentru punctul A, este necesar să probăm dacă punctul A de coordonate 1, 3 aparține graficului funcției. Pentru aceasta avem următoarea relație. Un punct A de coordonate X indice A, Y indice A egal cu F de X A. Hai să spunem așa deocamdată. A de coordonate X, A și Y, A aparține graficului funcției F dacă și numai dacă F de X, A egal cu Y, A. Ca atare, calculăm F de 1. Folosind relația dată de problemă, obținem 2 ori 1 plus 1, adică 3. În acest context, conform relației anterioare, punctul A de coordonate 1 și 3, într-adevăr, aparține graficului funcției f. Pentru situația punctului B,
calculăm f de 2 conform legii în baza căreia este dată funcția, obținem 2 ori 2 plus 1, adică 5, de unde deducem că punctul B, care are coordonatele 2, respectiv 4, nu aparține graficului funcției f, pentru că f de 2 este 5 și e diferit de 4. Pentru a determina intersecția dintre graficul funcției f și axele de coordonate, abordăm prima situație, graficul intersectat cu axa OX. Pentru acest lucru trebuie să rezolvăm ecuația f de x egal cu 0, ceea ce înseamnă 2x plus 1 egal cu 0. Mai departe avem 2x egal minus 1, împărțim prin 2 și obținem x egal minus 1 supra 2. Deci, graficul funcției f intersectat cu OX poate fi considerat un punct C de coordonate minus 1 pe 2 și 0. Apoi, identificăm mulțimea graficul funcției intersectată cu axa Y. Pentru aceasta constatăm că x egal cu 0 aparține lui R, care este domeniul funcției f, și atunci calculăm f de 0. În contextul nostru, 2 ori 0 plus 1, adică 1, și deci putem considera graficul funcției f intersectat cu axa y-lor ca fiind un punct în notație d de coordonate 0 și 1. Mergând la punctul următor al problemei, ne cere reprezentarea graficului funcției f în sistemul de axe de coordonate x-y. Cum funcția cum funcția f este de gradul 1 și are domeniul egal cu mulțimea numerelor reale, atunci în x-o-y, reperul cartezian x-o-y, mulțimea graficul funcției f este o dreaptă. Plecând de la ideea că pentru a determina o dreaptă în plan ne sunt necesare două puncte distincte, atunci dreapta respectivă este dată de punctele care reprezintă intersecția dintre graficul funcției și axele de coordonare, de coordonate. Ea este dreapta, în cazul nostru, CD. Și atunci să vedem cum anume o reprezentăm. Alegem sistemul de axe de coordonate x-o-y. Axele sunt, așa cum bine știți, drepte perpendiculare cu origine comună. Și apoi reprezentăm punctele C și D. C-ul e de coordonate minus 1 pe 2, 0.
Să presupunem că aici este punctul minus 1 pe 2 și 0, acesta să fie punctul C și punctul D de coordonate 0 și 1, 0 și 1. Aici o să avem D, 0 și 1. Aici punctul C de coordonate minus 1 pe 2 și 0. Reamintim, prima componentă se reprezintă pe axa OX, a doua pe axa OY. În acest context, reprezentarea geometrică a mulțimii graficului funcției F este dreapta care trece și este unic determinată de cele două puncte, C și D. Aici avem graficul funcției în sistemul de axe de coordonate XOY. Continuând, pentru ne reamintim cerința de la punctul D să se calculeze F de 1 plus F de 2 plus F de 100, F de X fiind 2X plus 1. Și atunci, pentru punctul D, F de 1 plus F de 2 plus F de 100 va fi egal cu, pentru prima relație, F de 1 este 2 ori 1 plus 1, F de 2 e 2 ori 2 plus 1 și așa mai departe, F de 100 este dat de numărul 2 ori 100 plus 1. În acest context, folosind comutativitatea, asociativitatea și factorul comun, obținem 2 pe lângă suma 1 plus 2 plus până la 100 plus 1 înmulțit cu numărul de paranteze care sunt în cuantum de 100. Ca atare avem 2, în interiorul parantezei aplicăm suma lui Gauss, 100 ori 101 supra 2 plus 100, deci vom avea prin simplificare 100 ori 101 plus 100, dăm factor comun pe 100 pe lângă 101 plus 1 și atunci obținem 102 ori 100 deci 10.200. Astfel am rezolvat toate cerințele problemei. Cu speranța că această problemă va lămuri anumite situații legate de funcții de tip liniar, în special funcții de gradul 1, vă aștept în continuare la o nouă întâlnire în mediul online. La revedere!